În anii scurși, după 1980, fizicienii au adus multe alte variațiuni mai mult sau mai puțin exotice ale ideii de multivers. Varianta cea mai simplă face însă și predicția cea mai clară. Dublarea continuă a dimensiunilor universului, în fracțiunea de timp cât a durat inflația, a fost suficient de violentă cât să provoace perturbări în structura spațiului. Aceste perturbări, cunoscute drept unde gravitaționale, au fost întinse de expansiunea care a urmat până la lungimi de aproape 1 miliard de ani lumină. În cazul în care multiversul sau alte universuri bulă există, este posibil ca în trecutul îndepărtat, unul sau mai multe dintre ele să se fi ciocnit cu al nostru, cum două baloane de săpun s-ar atinge și s-ar îndepărta. Unul dintre efectele unei astfel de coliziuni ar lăsa o urmă slabă, dar distinctă, de forma unui disc, vizibilă în radiația de fundal. Cel mai important aspect al descoperirii este că universul nostru nu este unic. Dacă teoria inflației interne este corectă, și toate dovezile par să o susțină, atunci cosmosul nostru este doar unul printre multe altele. Dacă universul ar fi unicat, această situație ar fi încă o enigmă. Dacă numărul universurilor este infinit, unele fiind propice vieții, iar altele nu. În universurile așa numite sterile, nu va exista nimeni care să le remarce existența. De aceea, cosmologii au definit 3 feluri de multivers. Primul model. În cazul în care cosmosul este infinit, trebuie să existe multiple exemplare ale universului nostru, definit ca tot ce putem vedea până în punctul în care expansiunea se produce la viteza luminii, separate de noi prin distanțe uriașe. Asta pentru că numărul modurilor de aranjare a tuturor particulelor din univers este finit, la fel ca posibilitățile de aranjare a pieselor pe o tablă de șah. A doua versiune este sprijinită de rezultatele culese de observatoarele astronomice, prin care rezultă că universul nostru ar putea fi o bulă cuprinsă într-o mare de spațiu aflat în continuă expansiune. Nu avem niciun motiv să credem că el ar fi singura bulă. Deci, dacă această idee este corectă, atunci există nenumărate alte universuri bulă. Numai că o singură bulă din acest multivers poate fi ea însăși un multivers de model 1. În fine, ultimul model de multivers conține universuri care fac parte din așa numitul peisaj cosmic, un teren vast cu diferitele puncte ale terenului, reprezentând seturi de legi diferite.